Este sezonul căpușelor, iar în Severin a început igienizarea spațiilor verzi pentru înlăturarea acestor paraziți care pot fi periculoși pentru oameni. Căpușele stau ascunse în iarbă, în spațiile verzi sau păduri, dar și pe animale. Bacteria transmisă omului prin înțepătura de căpușă poate produce boala Lyme, cunoscută și sub denumirea de boala cu 1000 de fețe. Autoritățile au făcut deja primul pas pentru a scăpa de paraziții ce pot afecta atât sănătatea oamenilor cât și a animalelor. Este vorba despre căpușe, care sunt tot mai multe de când temperaturile au crescut. Căpușele apar în lunile mai-iulie și se ascund în spațiile verzi, parcuri sau păduri. Pentru înlăturarea pericolului, iarba din aceste locuri este tăiată în această perioadă. În zona cartierului Cer Nord, la solicitarea primăriei, la solicitarea administratorilor, din cauza că iarba e mare, e posibil să apară șerpi, posibil să apară căpușe, ce mai sunt alte dăunători. Oamenii au solicitat administratorii au solicitat primăriei. Mușcăturile produse de majoritatea căpușelor nu prezintă pericol. Sunt totuși și specii care pot transmite boli grave la om. Căpușele datorită sunt un șerpi și e o problemă foarte mare cu șerpii și cu căpușele în zona aceasta. Am dat telefon la domnul primar Streciu, am venit cu viceprimarul Polescu și a trimis echipa pentru a face curățenie aici. Dumneavoastră, cum vă protejați de căpușe? În primul rând, nu trebuie să lăsăm în iarbă. Pe asfalt, unde că nu trebuie copiii să mai intre pe iarbă, dar bărbații nu prea intră, nici femeile. Eu am un spray care este în magazin, să găsește și... Cum îl folosiți? Păi, în primul rând, se dă la picioare ca să nu se urce pe noi sau dacă suntem pe spațiu verde, nu intrăm în spațiu verde, că știm că ele de obicei se urcă pe firele de iarbă, care sunt mai înalte, ca să poată să urce pe gazda care trece prin iarba respectivă. Medicii ne avertizează să nu extragem căpușa dacă nu știm procedura exactă, pentru că de multe ori o parte din acest parazit rămâne în piele și duce la infecții care se pot agrava foarte repede. Eu, ca medic de familie, m-am confruntat frecvent cu situații în care căpușa a fost extrasă fără probleme de către pacient sau a fost extrasă fără probleme de către medic, dar și cu situații în care căpușa nu a fost extrasă deloc sau nu a fost extrasă corespunzător, fapt ce a dus la repetate infecții la locul de fixare a căpușei. Trebuie să înțelegem, această căpușă se fixează foarte solid pe tegument, cu o trompă foarte fină pătrunde în structurile pielii ale tegumentului și de acolo extrage sângele cu care se hrănește. În felul ăsta ea trăiește și se dezvoltă. O plimbare în aer liber poate reprezenta prilejul perfect. Odată ce găsește o porțiune de piele neacoperită de haine, căpușa are toate dotările necesare să o străpungă și să se atașeze de un vas de sânge. Unele insecte pot purta bacterii și pot transmite astfel boala Lyme, cu impact asupra sistemului nervos uman. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă panicați după o mușcătură.